Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a anunțat sâmbătă 5 octombrie, de ziua internațională a educației, că în mandatele sale, în infrastructura educațională s-au investit peste 10 milioane de euro. Orașul Siret, după performanțele realizate, a ajuns să fie dat drept exemplu de către oficialii de la Comisia Europeană pentru felul în care a atras și a investit banii Uniunii Europene. Pentru primăria orașului Siret, educația reprezintă o prioritate. Investim masiv în infrastructura educațională. Suma proiectelor implementate sau în curs de implementare depășește cifra de 10 milioane euro, a transmis primarul Popoiu. În anul 2024, edilul orașului Siret a început implementarea proiectelor finanțate prin cele mai importante sunt construirea unei creșe, eficientizarea energetică a clădirilor Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Siret, eficientizarea energetică a clădirii pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret și construirea unui bloc NZ pentru specialiști din învățământ și sănătate. În momentul de față sunt dezvoltate, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, proiecte cu valoare totală de aproape 15 milioane euro.